Sunt Cristian Sima și vă aflați pe canalul Feed Your Grid. Acest video este pentru membrii, astăzi, marți 16 aprilie, la orele 11 de dimineață și de mâine va fi pentru toată lumea. Agitație mare pe piețele bursiere americane și internaționale o să spuneți că totul a apărut din cauza războiului sau a atacului Iranului asupra Israelului. Eu nu cred. Primul lucru și primul contraargument ar fi că prețul petrolului, care ieri era chiar 84 de dolari, scăzuse de 87 de dolari, joacă undeva la 84-85 de dolari, fără să facă un spike. Dacă mă întrebați că dacă bursa de la Tel Aviv a căzut, într-adevăr, astăzi a căzut 5%. Dar acolo tensiunile sunt altele, și cred că tocmai faptul că a căzut îl va face pe premierul Netanyahu să nu se apuce să facă măcel în zonă și să atace Iranul cu cine știe ce rachete. Iranienii au trimis niște drone, americanii le-au dărâmat, fiecare a spus că a câștigat, iranienii au spus că și-au atins toate țintele, evrei au spus că le-au doborât pe toate, americanii au făcut toată treaba și ar trebui ca toată lumea să fie liniștită, să aibă orgoliu satisfăcut, își face și un selfie ca a câștigat și cam asta e povestea de zonă. Pe termen lung nu e așa simplu. Nu e așa simplu pentru că acolo Netanyahu, care este aici pe -a oară prim-ministru și care e și șeful partidului de dreapta, are o problemă. Are o mare problemă, din momentul în care Hamasul l-a atacat în 6 octombrie. Pentru că atunci a fost prins total descoperit, pentru că Mossad și serviciile secrete nu l-au anunțat, și așa cum Golda Meir, care a fost prinsă pe picior de greșit la războiul de la Ion Kipur, chiar dacă până la urmă a câștigat războiul, a trebuit să-și dea demisia, și Benjamin Netanyahu știe foarte bine că. Povestea lui se va încheia cu o demisie și cu o părăsire a scenei politice, definitiv, a scenei politice izraeliene. Și atunci s-a În rest, eu nu cred că vrea să arunce în aer uh, pacea mondială făcând atacuri uh, disproporționale asupra Iranului. Da, vom vedea. Oricum, bursele nu pentru asta au scăzut vineri și ieri. Wall street a scăzut, așa cum v-am spus mai de mult, pentru simplu fapt că dobânzile au crescut și că existau două variante pentru ca să atingem alte maxime istorice, celebrele all-time high pe care le iubiți cu toți. Una era să înceapă Fedul să taie dobânzile și zvonul era cu trei tăieri de dobânzi de la ultima reuniune Fed și iată că acum cei mai optimiști gândesc la două Tăieri de dobânzi, iar cei mai peșimiști gândesc la niciuna, ba chiar o ridicare de dobânzi. Sau rezultatele companiilor care au început în, cu băncile de vineri să vină atât de spectaculos încât să nu mai conteze inflația. Practic, să trăim cu inflația. din inflație, să avem creștere economică atât de mare încât să ni se fâlfie de inflație. E, rezultatele băncilor au fost excepționale, așa cum v-am spus. Numai că băncile au căzut. Pentru că partea, nucleul drul al băncilor, băncile fac bani în bani împrumutați. Fac bani și speculând pe titlul de stat, fac bani și jucând la bursă, fac bani în o de lucruri. Dar domeniul de activitate care e? Să ia bani de la feț, să împrumute economiei reale. E, aici veniturile au scăzut în schimb, profitul net al băncilor, mai ales el Goldman Sachs, au fost spectaculoase. În ciuda acestui fapt, JP Morgan vineri după ce a dat rezultate a căzut 7%, Wells Fargo a căzut, BlackRock a dat rezultate atât de bune și atât de spectaculoase încât a deschis la 810 dolari plus vreo 23 de dolari ca să cadă după aia aproape 60 de dolari. Dar dacă mă întrebați de toate băncile astea, dacă sunteți și ori pe JP Morgan, rămâneți așa. Dacă sunteți pe Wells Fargo, rămâneți așa. Chiar și pe Goldman Sachs, dacă sunteți și ori, rămâneți așa. Dar BlackRock, cumpărați. Pentru că BlackRock domină toată piața de ETF-uri și rezultatele și managementul lor, fiindcă au fost atât de bune, încât are potențial ca acțiunea să ducă până la 1200. Și e sub 800 acum. Să vedem celelalte sfaturi ale mele. AMD, scade, a scăzut. E 160. Aici vă spun dacă este short stop, ba chiar puteți să începeți să cumpărați. La 160 și sub 160 cumpărați. Dar nu cumpărați toată cantitatea, pentru că nimeni, nici eu, nimeni, Dumnezeu nu poate să vă spună. Poate doar Dumnezeu poate să vă spună care e minimul. Deci AMD-ul e o firmă care face profit, care e implicată puternic în inteligența artificială, dar era mult prea scumpă la 210 dolari. Acum are un pre preț fer. Ea poate să cadă și la 140 de dolari, că la urmă urmei în octombrie era 110. Dar e bine să o cumpărați începând acum, că nu știți unde să o oprește și ar face un spike. Pentru că atât AMD-ul cât și Nvidia poate să facă all-time high din nou. Dar trebuiau să fac o corecție. În vine la 850, așa cum v-am spus, sub 800 e de cumpărat. Super microcomputer, în schimb, chiar dacă a scăzut sub 900, e bine să închideți poziția short și să stați cu minți. Google rămân la ideea că după rezultate va mai face un spike și poate să ducă până la 170-180. Amazon la fel, Apple nu pentru că Apple la rezultate va avea probleme. Dar cine va avea cele mai mari probleme la rezultate? Domnul Elon Musk și Tesla. Tesla a colectat el puternic pentru că Elon Musk, cum băia foarte deștept, știe că rezultatele sunt proaste, nu poate să le spună public înainte de publicarea lor săptămâna viitoare. Și atunci ce zice? Cum pot să contracarez căderea în momentul în care rezultatele nu sunt conform așteptărilor, că nu sunt proaste, n-am făcut pierdere Tesla. Să ne înțelegem bine, noi când spunem rezultate proaste, spunem mai proaste decât așteptările analiștilor, care oricum analiștii totdeauna sunt super optimiști. E, acum domnul Musk, ce s-a gândit? Dacă eu anunț o tăiere de personal, că dau afară 10% din tot personalul Tesla, acțiunile o să crească. E, eh, nu, investitorii au interpretat-o corect. Dacă anunță tăiere de personal de 10%, normal, acțiunile cresc. Cum a fost și la Facebook, când a anunțat 20% tăiere de personal. Numai că dacă tu anunți această tăiere de personal înainte de știri, o anunți pentru că știi că știrile nu vor fi bune. Și atunci contează mai mult faptul că deja Tesla a livrat cu 30% mai puține mașini decât trebuia. Și drept urmare așteptați-vă să se ducă spre 100. Nu știu unde se oprește Tesla, nici ea nu e o firmă rea, nici ea nu e că a pierdut leadership-ul la capitolul mașini electrice, dar dacă la AMD vă pot spune cumpărați, ba chiar și la Nvidia la 850 cât a închis ieri vă pot spune cumpărați, deși eu aș aștepta un 750, la Tesla vă spun vindeți mai parte pentru că după rezultate o să vedeți o scădere mult mai accentuată. Ce avem mâine? Mâine avem ASML-ul. ASML-ul se așteaptă la rezultate, la profituri mult mai mici decât până acum în primul trimestru, dar la niște profituri spectaculoase în Q4, că a investit enorm în noi mașini de desenat cipuri. E, ASML-ul e de cumpărat cu ambele mâini. Pentru că odată așteptările sunt foarte jos și orice chestie în sus, în schimb, așteptările pe trimestru 4 sunt de 7 dolari pe acțiune câștig față de 2,4 cât se așteaptă pe trimestru 1, ceea ce duce pe investitor să spună cumpăr ceva unde zvonul și unde analiștii îmi spun că va crește foarte repede și veniturile și profitul. TSM-ul la fel, TSM-ul care s-a descurcat excelent de bine cu fabricile pe care le-a făcut în Arizona, o fabrică, ca a doua o face cu banii lui Biden. La fel, intel nu. La Intel nu vă spun șortați intel la nivelul ăsta, chiar dacă cred că se poate duce și la 25 de dolari, dar nu-l cumpărați. Deci nu trebuie neapărat să intrăm pe o acțiune short sau loc. Încercăm să găsim acțiuni unde analiza ne sugerează ceva mai mult. După aceea nu mă întrebați de tot felul de acțiuni. E adevărat și eu cred că astăzi Morgan Stanley va da bine, pentru că Goldman Sachs a dat bine, că United Health va da bine și va avea un outlook foarte bun și chiar cred că vom avea la indici un rebound tehnic substanțial. Să analizăm indici. Dow Jones. Dow Jones azi noapte a ajuns exact cât era pe 31 decembrie. Deci a pierdut în două săptămâni de aprilie tot câștigul acumulat cu greu în trei luni. Dar aici poate să sară. S&P-ul e departe de 4700 cât era în decembrie. Adică dacă mai scade încă uh, 6%, ajunge la nivelul din decembrie. N-ați unii, nu se simte, e atât de sus încât mai poate să scadă, dar uite că nu scade. Cine a corectat masiv față de 1 decembrie și e pe minus puternic față de 1 decembrie indicele ras. Și e logic zic, e compus din firmele micuțe, cele 2000 de firme cu capitalizare între 28 miliarde de dolari, care sunt datoare la bănci, care nu își permit ceea ce își permit mamuții de 3 trilioane, cum e Microsoft, Nvidia, cum e Apple și așa mai departe. E, indicele Russell din 2200 a închis la 1960, mult sub închiderea din 31 decembrie. Și e singurul indice, atât din piața, piețele indicii europeni, cât și din indice americani, care e pe minus de la începutul anului. Bun. Să vedem ce se mai poate întâmpla. Păi ce se poate întâmpla? Avem în curând o reuniune FED, pe 1 mai. Până la reuniunea FED, nu avem niciun șomaș, că șomajul pe martie publicat în aprilie a venit. Reuniunea Fede la 1 mai și abia după aceea avem pe, pe 7, 8 mai, nu mai știu când avem șomaj. Deci, Fedul nu va tăia dobânzile, asta e sigur. Nu va tăia dobânzile nici în iunie. Dar de data asta Fedul poate să spună ceva legat de septembrie. Și iar va da avânt pieții și iar să ne putem duce către all-time high. Deci, momentan, șorterii să se oprească. Cei care vor să cumpere acțiuni, să cumpere, dar cu mare discernământ. Aș putea spune cu condescendență, dacă înțelegeți folosirea acestui termen în ceea ce vă povestesc eu aici. Să aruncăm o privire și asupra altor burse decât Wall Street-ul. Aseară, s-a publicat GDP-ul chinezesc. Și deși a ieșit cel mai mic, cea mai mică creștere, că e oricum plus 5,3%, e mult mai mare decât așteptările. În același timp, producția industrială a scăzut față de așteptări și vânzările cu amănuntul retail sense-ul au scăzut și ele. Asta știți la ce ne duce cu gândul? Că inflația se va domoli puternic. Deci, Chestia asta într-o lună va avea efect asupra scăderii inflației și va apărea din nou ideea că putem să avem tăieri de dobânzi. Una în decembrie eu am dat-o sigură și unică, dar s-ar putea să mai fie una. Sau măcar să fie în zvonistică, în mintea investitorilor. Și atunci mai tragem un raliu. În plus, Marea Britanie în sfârșit are un șomaj de 4,2% peste 4. Când vom avea și în America un șomaj de 4,2%, Fedul va fi obligat să taie dobânzile. În Marea Britanie vom avea o tăiere de dobânzi tocmai pentru că primul ministru al Marii Britanii, văzând șomajul la 4,2%, îl va influența puternic pe guvernatorul băncii centrale Anglii și acesta va tăia dobânzile. Iar inflația în Italia, care a fost publicată tot astăzi de dimineață, este doar plus 1,8%. Deci e sub 2, sub targetul doamna Lagarde. Doamna Lagarde ar trebui deja în iunie să taie neapărat dobânzile pe euro. Asta mă duce cu ideea că e bine să cumpărați franci contra euro și chiar și franci contra dolari. Elveținii mai deștepți au tăiat de mult dobânzile și acum să vor calma. Când vor tăia americanii și europenii, evident, un punctajul de swap, devenind în ce în ce mai mare, Franco va lua iar la dear. Aurul la fel, e 2400 și așteptați-vă să continue raliul până la 3000. Când obânzile la titlurile de stat au crescut la 4,63, aurul a continuat să crească. Să vedeți cum va crește aurul când obânzile la, să vor duce la 4,63, înapoi nu mult, la 430. Pe de altă parte, TLT-ul la 88 este de cumpărat cu ambele mâini. Nu uitați să vindeți pe iunie un col la 98, 99, 100. Ba chiar puteți să vindeți și la 102 pe decembrie că luați un dolar și ceva, adică 1%. Deci TLT-ul la 88 vă dă o dobândă de 4% pe 100, deci 4 dolari la 88 investiți, plus colul vă mai dă un dolar, și eu cred că TLT-ul ăsta până în decembrie îl vindeți la un moment dat chiar cu 6. Dar asta nu înseamnă că într-un viitor apropiat nu veți avea TLT și la 82. Adică, titlul de stat mai ieftin. Oricum, fiți antenă, share, like, subscribe, vă mulțumesc că sunteți membrii plătitori și vă voi ține la curent, evident, cu mesaje audio. Dar și cu mesaje video înaintea tuturor celorlalți. Pe curând.